Bună, Iohan, vă salută din nou. În acest videoclip am să vă arăt o lucrare pe care trebuie să o fac. Este vorba de un suport pentru un singur ghiveci de flori. Asta este lucrarea. Încă nu am făcut numai o parte, bineînțeles că o să o superfinisez, o să fie vopsit într-o culoare. Asta este ideea și va intra unul peste celălalt. Aici la această îmbinare am folosit adeziv. Aici am prins cu două șuruburi pentru lemn. Am ales această îmbinare, mai sunt mai multe tipuri de îmbinări, eu am ales această îmbinare. Aici o să decupez un pic, o să aibă o formă, acest colț va fi tăiat, decupat. Astea iar sunt, astea două sunt marcate, vor fi decupate și astea și va fi făcută încă o piesă din asta. Eu am preferat să deschid unghiurile pentru mai multă stabilitate. Îmbinările se puteau face, sunt o mulțime de tipuri de îmbinări în lemn. Eu am preferat asta pentru că este un simplu ghiveci. Este o greutate foarte mică cu o floare, un ghiveci din ceramică. Mare atenție dacă vreți să faceți o asemenea lucrare la unghiuri. Lucrarea în sine nu este foarte complicată, dar la unghiuri trebuie să aveți grijă, să fiți atenți, pentru că trebuie să aibă o stabilitate și să steie perfect pe suprafața planei. Asta e suportul pe care trebuie să-l fac. O să fie super finisat, vopsit. O să mai fac un videoclip cu el gata, făcut. Sper să vă ajute dacă doriți să faceți un astfel de suport. Nu este foarte greu, dar după cum am spus, mare grijă la unghiuri. Iohan vă mulțumește pentru că ați urmărit acest videoclip și puteți să vă abonați dacă vreți la canalul meu. Următorul videoclip o să fie cu acest suport pentru ghiveci, gata, finalizat. O zi faină!